Ați fost la București, ați avut niște întâlniri, una dintre ele cu șeful Casei Naționale de Pensii pentru legea 197, cea care vizează ieșirea mai devreme la pensia minerilor și energeticienilor. Care este concluzia discuțiilor? Aveți perfectă dreptate. Ieri am avut o serie de întâlniri și prima dintre ele a fost la Casa Națională de Pensii, unde am vorbit cu domnul președinte și acolo am stabilit că după discuția așa de o oră jumătate, sunt încă niște aspecte de clarificat. Ce pot să spun este că, așa cum apare în presă, nu există dosare acceptate, de exemplu, la Casa de Pensii de la Dolj și nu sunt la Gorj și așa mai departe. Există o problemă sistemică în ceea ce privește actualizarea softului, mai multe interpretări. În același timp există și un alt proiect de lege în Parlament pentru a extinde facilitățile oferite de pensionare anticipată. Și am avut discuția aceasta și cu doamna secretar general a instituției. Pentru a clarifica și a veni cu cifre, statistici, ce înseamnă pensionarea anticipată, atât pentru noile dosare care se estimează a fi depuse, dar și ce impact are acest lucru asupra celor care deja sunt pensionari în plată, i-am invitat la Târgu Jiu să avem o discuție atât cu sindicatele, cu conducerea Complexului Energetic Oltenia și cu, bineînțeles, cu dumneavoastră presa. Deci o să participe și domnul președinte și doamna secretar general a instituției, deci Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o să vină și directorul executiv al Casei Județene de Pensii, patron, și o să expună situația curentă la nivel de dosare, de cereri, de simulări, de calcul pe pensii. Am cerut exact statistici, să vedem și o simulare la ce sume ar rezulta calculația pensiei în condițiile actuale și ce calendar de acțiune au ei în interiorul organizației pentru a accepta aceste dosare. Tot ce înseamnă schimbarea softului, modul de recalculare sau dacă mai sunt aspecte de clarificat. Nu cred că cifrele, statisticile îi interesează pe cei care vor să iasă la pensie și așteaptă, știți, din 2021, pentru că s-au izbit de niște chichițe care a permis blocarea acestei legi. Concret, pentru oamenii care vor să și pot, pentru că îndeplinesc condițiile stabilite de lege, să-și depună cereri de pensionare, care este răspunsul? Aș vrea ca acest răspuns să vi-l dea chiar președintele Casei de Asigurări de Sănătate, de pensie, cer scuze, a doua oară. Și această problemă este la Casa de Pensii și la Ministerul Muncii. Tot ceea ce înseamnă... Ce înseamnă un soft sau reactualizarea unui soft? Cât ar dura? O lună, două luni. Aceasta este chiar rugămintea domnului președinte, este de a transmite un mesaj de răbdare, sunt lucruri care se vor rezolva. Din perspectiva statisticilor, sunt importante și acestea pentru că ele sunt valabile pentru întreg teritoriul țării și mi-au și prezentat simulări cu număr de dosare și cu oameni care intră în necesarul acesta de recalculare pe fiecare județ al țării și discutăm de foarte multe persoane. Adică este clar un volum de muncă, trebuie și noi să înțelegem că în spatele acestor dosare stă și o foarte multă muncă și o reorganizare a sistemelor. Evident că și eu îmi doresc să vedem pusă în aplicare legea 197 cu toate deciziile instanței și să nu încărcăm sistemul juridic cu procese și să nu creăm așa o tensiune socială aici în județul Gorj. Îmi doresc ca lucrurile să meargă cât mai lin cu putință și cât mai rapid. Și voi media ca acest proces să aibă loc în cele mai bune condiții. Pentru mine a fost foarte important să fac această invitație ca domniile lor să vorbească direct aici cu membrii directoratului și cu reprezentanții sindicatelor, tocmai pentru a avea un dialog direct. Am observat acest lucru că
Există o frântură în dialog între directorat, Casa Județeană de Pensii, între sindicate și directorat, între Casa Județeană de Pensii și Casa Națională, și atunci e cel mai bine ca, punând toți oamenii la aceeași masă, să nu mai avem aceste zvonuri, opinii, păreri, că adeverința e bună, că nu e bună, că e la Dol se acceptă, că la Gorj nu. Toate lucrurile acestea trebuie abordate într-o manieră sistematică și cu răbdare și calm, atât timp cât punem pe toți oamenii la aceeași masă, nu avem cum, fiind oameni rezonabili și serioși, să nu ne ridicăm cu o concluzie și cu un calendar bine definit. Până atunci, transmit și eu aceeași rugăminte și mesaj, este de răbdare și de calm, pentru că lucrurile se vor rezolva curând. Oamenii au avut răbdare 2 ani, iar de la decizia în alte curs de casație și în justiție pe aplicarea acestei legi, cred că se îndeplinesc cele 2 luni de care spuneați dumneavoastră că ar fi nevoie pentru reactualizarea softului. Reprezentanții Casei Naționale de Pensii ce v-au spus? Au început această procedură sau încă mai așteaptă? Încă mai așteaptă să se lămurească, pentru că decizia aceasta a doua în alte curs de casație și justiție se referă doar la reducerea termenului de pensionare, cu acea perioadă de pensionare care să fie anticipată. În rest, pe ceea ce înseamnă restul facilităților oferite de condițiile deosebite de muncă, nu se fac precizări exacte. Asimilarea celor... Da, inclusiv asimilarea, inclusiv mod exact. Nu înseamnă automat și... niște bani în plus, pentru că sunt niște condiții care sunt recunoscute ca fiind condiții dificile în care au muncit. Exact. Se oferă și un spor și o încadrare altfel. Adică sunt cel puțin 3 tipuri de facilități care sunt aplicate atunci când discuți de condiții deosebite de muncă. Iar ei spun că în alta curte acceptă complet doar această facilitate de a reduce perioada de pensionare, perioada de muncă pentru a ajunge la pensie. Deci, din nou, s-a ajuns la... Eu cred că este... Eu cred că sunt niște lucruri de finețe care trebuie să se închidă cât mai repede. Pentru că ceea ce spun este că dacă noi începem să procesăm așa dosarele, ulterior o să le luăm de la capăt, pentru că trebuie să le luăm în calcul alte facilități. Și vă spun așa, principalul blocaj sau unde este o reticență nu ține de noile dosare, țin de tot ceea ce se recalculează din urmă bazat pe această lege. Acolo este problema și impactul, dar eu sper că lucrurile se vor lămuri cât mai repede.